Chateau Vartelli, sponsorul general al proiectului. Prima școală de a găti se numește stres, stresul cel mare. Adevărul e că un bucătar are un job foarte și foarte, o muncă foarte grea, care începe dimineața de vreme. Bucătăria moldovenească este o bucătărie, cred eu, bogată, foarte bogată. Este doar de ajuns să vedem mesele noastre de sărbători ca să înțelegem ce se întâmplă acolo. Eu sunt 100% de acord cu gusturile lui Emil în bucate. Tot ce este în bucătărie rămâne în bucătărie. Stresul ăsta poate să provoace emoții diferite. În marilor majoritate ele sunt emoții negative. Ce a făcut el cel mai bun a fost decide să se mute în Moldova, unde, da, sunt mulți șefi și în Moldova și sunt minunați. El are acel ceva care posibil să nu aibă altul în această țară. Chateau Vartelli, sponsorul general al proiectului.